primul rând, îmi propun pragul de 5-6% prin muncă, în primul rând. Să muncim și să luăm un... Să luăm la, avem până acum vreo 50 și ceva de organizații care le-am făcut de când am venit la Partidul Conservator, făcute cu doamna Tudor și cu domnul Cristi, care am fost în teritoriu, veneam miercuri de la Parlament și joia, vinerea și sâmbătă eram în teritoriu, în județ, mă refer. Și mai avem de făcut câteva organizații care sunt cât de cât întemeiate, dar nu sunt terminate, mai trebuie să găsim câțiva membri și atât, altceva nu. Și o să țin și o legătură mai strânsă cu Mircea, domnul președinte care a fost la municipiu, care din cauza, nu știu care a fost chestia, de, și-a dat demisia, vă dați seama, eu l-am primit cu brațele deschise, el n-am avut nicio treabă, nici nu m-am băgat pe dânsul, el a venit la partid, acum 4-5 luni de zile, au venit, vreau să candidez, unde, aici, hai, asta a fost discuția mea, nu, și-a pus oameni care au vrut el, nu i-am spus niciodată să, că nu-i pun omul ăla, el a venit cu echipa, el a plecat cu echipa. Nici măcar singura chestie care a fost la Biroul Permanent Național la București, noi, acum câteva luni de zile, ne-a cerut o listă în birou să votăm acolo. Și noi am propus, că atunci eram în la început de drum, am propus 7 membri acolo și el nu s-a regăsit acum acolo, dar nu-i de vina noastră, fiindcă ne-a cerut lista, ne-a cerut acum câteva luni de zile. Și noi nu aveam cum să-l trecem pe el, că lista era deja dată acolo. Și nu se mai putea. Asta a fost nemulțumirea lui, domnul Mircea. Da, situația consilierului județean, i-am trimis, cred că 3 sau 2 recomandate să vină, să ne spună poziția lui ca președinte județean al Partidului Conservator. Nu s-a întâmplat, le avem la partid, vă putem arăta, cu ștampilă, el n-a vrut să vină, n-a vrut să vorbească cu noi nici în ziua de astăzi. Nu știu, vedem ce decizie luăm. Sau, deocamdată, nu ne-am gândit la treaba asta. Am fost axați pe organizația județeană. Nu știu. Numai la întrebare.